Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii Votează, emisiunea electorală de promovare a candidaților care și-au dorit să vină în fața dumneavoastră să-și prezinte ideile, proiectele și viziunea pe care o au pentru a dezvolta și mai mult comunitățile pe care își doresc să le reprezinte în următorii 4 ani. Asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Mai sunt doar câteva zile până în această mare zi. Astăzi, alături de mine, în platoul emisiunii Hunedorenii Votează, sunt doamna profesor dr. Maria Ștefănie, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier local al municipiului Orăștie. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Ovidiu Laurențiu Bălan, candidat PSD pentru funcția de primar al municipiului Orăștie. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și primar în funcție, bineînțeles. Aș adăuga eu. Suntem așa, pe ultima sută de metri a acestei campanii electorale. Dacă ar fi să faceți, să treceți așa în revistă toate aceste, iată, aproape 4 săptămâni în care v-ați întâlnit poate și mai mult cu cetățenii, ați aflat poate și mai multe dintre dorințele pe care oamenii le au, cam care ar fi rezultatele acestei campanii electorale? Sigur că sunt benefice până la urmă aceste întâlniri. Noi respectăm un plan așa care ne le-am făcut înaintea campaniei electorale, acela de a veni în fața oamenilor, de a discuta cu ei, de a veni la emisiuni, de a explica ceea ce am făcut și ceea ce ne propunem să realizăm și, desigur, aceste întâlniri sunt benefice pentru că rezultă multe probleme, nu probleme generale, probleme punctuale pe care le au cetățenii pe fiecare zonă, pe fiecare cartier, sigur, sunt diferite și unele le cunoșteam, altele nu, și atunci încercăm să îmbunătățim toate sau programul nostru, să-l îmbunătățim, să adăugăm aceste lucruri de care cetățenii au nevoie. Foarte mare accent în ultimii ani ați pus și pe ceea ce înseamnă educație, pentru ceea ce înseamnă formarea tinerilor din municipiul Orăștie, așa cum este și firesc până la urmă să se întâmple în orice comunitate, și mi-îndrept atenția acum către doamna Ștefănie, pentru că este esențial, într-adevăr, să existe investiții și în infrastructura școlară, dar și în ceea ce înseamnă pregătirea unor cadre didactice, și dacă ne raportăm la, nu știu, să spunem la școlile, la grădinițele care existau în urmă cu 10, 15, 20 de ani în municipiul Orăștie și ceea ce se întâmplă acum, cam care ar fi diferențele, să spunem? Există, să știți, o mare diferență și acest lucru îi se datorează în mare parte domnului primar Ovidiu Laurențiu Bălan. Dar totodată aș dori să-mi exprim bucuria de a fi alături de domnul primar în această emisiune. Din punctul meu de vedere, este cel mai bun primar pe care l-a avut vreodată municipiul Orăștie. Spun acest lucru deoarece municipiul nostru s-a dezvoltat foarte mult și categoric oricine poate vedea proiectele implementate la nivelul municipiului sau care sunt în derulare. În ceea ce privește sistemul de educație, doresc să-i mulțumesc și cu acest prilej pentru faptul că a pus pe lista de priorități școlile și grădinițele și creșele din municipiul Orăștie. Mai ales în ultimul mandat, să știți că realizările sunt foarte importante din acest punct de vedere. Vorbim de clădiri noi, de creșe și grădinițe, vorbim de clădiri, de școli reabilitate, vorbim de susținerea performanței școlare tot timpul. Domnul primar a acordat o atenție deosebită elevilor capabili de performanțe deosebite, olimpicilor, și de asemenea aș dori să amintesc și proiectele care sunt acum în derulare în ce privește dotarea unităților de învățământ. Sunt proiecte importante prin PNRR care au fost scrise de către primăria municipiului Orăștie, care acum sunt în derulare, în faza de licitație a dotărilor respective, și categoric perspectivele sunt foarte, foarte frumoase și din acest punct de vedere. Deci, iată, domnul primar Ovidiu Laurențiu primar Bălan este un primar care a înțeles care este rolul educației. Atunci când investești în copii, când investești în educație, de fapt tu investești în viitor. Asiguri un viitor frumos tuturor cetățenilor din municipiu.
Și până la urmă, sănătatea, educația sunt esențiale într-o comunitate și atunci când vorbim despre, până la urmă, despre alegerea echipei pe care o aveți, mă gândesc că aveți unele strategii, să spunem, și în ceea ce privește educația și sănătatea pe care acești oameni o au, nu? Da, categoric, și se și vede din propunerile pe care le avem în momentul de față pentru consilierii locali. Sunt oameni din toate domeniile, sunt oameni din sistemul de învățământ, profesori, sunt medici din spitalul municipal și ingineri, toate categoriile sunt reprezentate. Deci avem o echipă reprezentativă cu care am venit în fața alegătorilor și, așa cum a spus dumneavoastră, sănătatea și învățământul rămân priorități, dar o prioritate este și îmbunătățirea calității vieții, aici intră și cele două de care am vorbit, dar și partea aceasta de relaxare, să spunem, de crearea de facilități pentru timpul liber. Am realizat un parc, am construit de fapt un parc de la zero în zona târgului, am construit acel stadion, urmează să-l finalizăm anul acesta cu nocturnă, cu piste de alergare. Sigur că în proiectele noastre sunt și alte parcuri și zona Șumușteu care ne dorim de asemenea să fie reabilitată. Și, vedeți, sunt foarte multe proiecte în toate domeniile la care noi am ținut foarte mult. Au fost apreciate atunci când am făcut aceste întâlniri publice cu oamenii și întâlnirile cu ei ne-au dat încredere până la urmă că ceea ce facem este bine și direcția pe care mergem este o direcție corectă. Chiar dacă uneori poate implementarea unui proiect durează, în viziunea, cred că a tuturor, mult prea mult sau mult prea mult timp, pentru că de fiecare dată ne spuneți, e vorba de birocrație, e vorba despre partea aceasta de documente care uneori durează mai mult decât lucrarea în sine. Sigur, fiecare etapă poate aduce probleme sau poate împiedica buna desfășurare, buna implementare a unui proiect. Vedeți, fiecare etapă are riscurile ei. De exemplu, cred că suntem singura unitate administrativă din țară, aici spun, am auzit undeva pe la București, că își propunea un sector din București, care a avut în lucru într-un mandat trei creșe. Deci trei creșe, trei proiecte pe care noi le-am câștigat cu diferite finanțări și o creșe a fost finalizată, una, într-adevăr, constructorul a avut o problemă, este în procedură de insolvență, sigur a trebuit să reluăm procedura de atribuire a acelui contract și mai avem încă o creșe în zona stadionului Mecanica în implementare cu o finanțare de la Compania Națională de Investiții. Deci trei creșe pe un municipiu, spunem noi, nu cel mai mare din județul acesta, dar este o performanță până la urmă, sunt copii. Noi, atunci când ne adresăm sau când scriem aceste proiecte, trebuie să ținem cont și de faptul că Orăștia este un centru sau un centru unei zone unde sunt arondate și câteva comune care nu au creșe, nu au servicii sanitare, să spunem, nu au spitalul, nu au unități de învățământ liceale. Trebuie să gândiți și proiectele la nivel macro. Exact. Ele sau ei toți vin la Orăștie și atunci, în momentul în care noi analizăm și scriem aceste proiecte, trebuie să ținem cont și de comunele limitrofe Orăștiei și, până la urmă, toate sumele pe care le alocăm ar fi trebuit să vină o parte din ele și de la comunitățile locale, dar Orăștia fiind un pol de dezvoltare, așa cum ne place nouă să spunem și cum într-adevăr este din punct de vedere economic și social, trebuie să atragă toate finanțările și să pună la dispoziție și zonei de dezvoltare. Iar în această broșură am și trecut ca să concretizăm cumva o zonă, să îi dăm un pic valoare, am creonat o zonă care se numește Ținutul Orăștiei, unde se includă municipiul Orăștie și toate comunele limitrofe, care să stabilim anumite obiective în care să ne promovăm reciproc
să promovăm aceste avantaje sau acest avantaj pe care noi le avem în momentul de față sau potențial turistic pe care ne dorim ca Orăștia să devină acea poartă de intrare spre cetățile dacice, să promovăm această zonă mult mai mult și de ce nu să o dezvoltăm și din punct de vedere economic prin strategii de dezvoltare comune împreună cu comunele din jurul Orăștiei. Și dacă mai aveți și tineri bine pregătiți în anumite domenii de activitate, va fi cu siguranță un avantaj pentru o viitoare carieră, de ce nu în anumite domenii de activitate. Mai sunt, doamna Ștefănie, municipii sau orașe care au atât de multe creșe în județul Hunedoara? Sunt, să spun așa, proiecte în derulare și în alte localități, dar într-adevăr, având în vedere caracteristicile municipiului nostru, trebuie să recunosc că faptul că s-a luat această decizie pentru a avea 3 creșe este una pe care o aplaud și mă bucur că domnul primar are o grijă deosebită pentru cetățenii din Orăștie, dar și din jurul Orăștiei. Într-adevăr, în comunele din jurul Orăștiei nu există creșe, deci părinții care doresc să-și ducă copiii la creșă, așa, posibilitatea o au doar în creșele din Orăștie și în afară, cu excepția Gioagiului, orașului Gioagiu, dar vorbim de comune, nu avem nici unități de învățământ liceal sau școli profesionale și atunci toți absolvenții de clasa 8-a, majoritatea continuă studiile în municipiul Orăștie. Cu grija primăriei și a Consiliului Local, în fiecare an asigurăm condiții optime pentru toți tinerii să-și continue studiile, să aibă un parcurs școlar foarte bun și cu speranța că după absolvire, nivel preuniversitar sau învățământ superior, aleg să rămână în municipiul nostru și să pună în practică ceea ce au învățat. Păi cred că deja mulți au ales să rămână, având în vedere că aveți atât așa de este. Multe solicitări, astfel încât a fost nevoie să construiți atât de multe creșe în municipiul Orăștie. Asta înseamnă că și la capitolul locuri de muncă stați bine? Da, am mai spus aici la dumneavoastră în emisiune, suntem singura localitate din acest județ care nu beneficiază de acele sume de echilibrare. Asta denotă un mediu economic dinamic și, așa cum am spus, vin oamenii la locurile de muncă din Orăștie, din toată zona și atunci își aduc și copiii la creșe, la unitățile de învățământ. Mai urma să completez faptul că din serviciile medicale pe care noi le oferim în momentul de față la spitalul din Orăștie, doar 48% sunt cetățeni din Orăștie, restul vin din toată zona și beneficiază de aceste servicii medicale. Cum spuneam, și sănătatea ar trebui să fie pusă în prim plan de cele mai multe ori când și cu atât mai mult cu cât deserviți o zonă atât de mare. Care sunt sau care este viziunea pe care o aveți asupra municipiului Orăștie pentru următorii 20 de ani, să spunem? Pentru că oamenii au nevoie de și de alternativă, au nevoie și de o siguranță din toate punctele de vedere. Categoric, așa cum am spus, principalul lucru care ne preocupă este îmbunătățirea calității vieții pentru a deveni mult mai atractiv. Și aici trebuie să mergem pe două paliere. În primul rând, dezvoltarea mediului economic, care trebuie să se dezvolte în continuare, să atragem noi firme care să vină să investească în Orăștie, să dezvoltăm cele existente. Și trebuie, așa cum am spus, să mergem și pe partea aceasta a învățământului, unde dezvoltând unitățile de învățământ și creând condiții speciale, cei care vin în Orăștie și aleg să vină în Orăștie, să aibă unde să-și ducă copiii. Pe partea de sănătate avem aceste proiecte de investiții care se află în derulare, cel puțin în ultima perioadă sau în ultimii ani am atras undeva la 14-15 milioane de euro pentru spitalul din Orăștie. Este un proces care continuă tot timpul, niciodată nu se va finaliza sau nu trebuie să se finalizeze aceste investiții. Trebuie să fiți în pas cu tehnologia până la urmă. Exact, tehnologia se modifică, vedeți, apar tot felul de aparate noi, moderne tot timpul și trebuie să fim în pas cu modificările acestea. Sigur, există și partea aceasta medicală de medici și de
personal medical care este, care reușim să le atragem, și aici am încercat să construim un bloc anele care să-l pune la dispoziția cadrelor medicale care vin la Orăștie. El este în fază de execuție, sperăm că anul acesta să fie gata lucrările, un bloc în incinta spitalului municipal și sperăm, așa cum am spus, să fie finalizat, să putem oferi acel confort cei care vin, dacă au aparatură, au condiții de muncă, au un loc unde pot fi, sau care poate fi pus la dispoziție imediat pentru medicii care vin. Cred că creăm acele condiții de a umple acele goluri care le are în momentul de față fiecare spital și sigur, sunt și nemulțumiri, dar trebuie să găsim soluții pentru fiecare specialitate din cadrul spitalului din Orăștie. Ar fi oportun un astfel de proiect și pentru dascăli, poate, să fie construite locuințe speciale pentru ei, pentru că, știu, avem cumva probleme și din acest punct de vedere, parcă tot mai puțin tineri își îndreaptă atenția către această profesie. Să știți că tot timpul s-au găsit soluții și pentru dascăli. Și eu cunosc foarte mulți absolvenți care au ales și au optat pentru posturi didactice din municipiul Orăștie, nu doar cadre didactice, ci și tineri absolvenți din ai facultății de medicină, care au fost elevii noștri și au revenit în Orăștie tocmai datorită condițiilor create în spitalul din municipiul Orăștie. Iată, dacă le oferi oportunități și facilități deosebite, tinerii, să știți că analizează și optează pentru o asemenea carieră profesională, să spun. Mă bucur foarte mult că municipiul Orăștie a devenit, din punctul meu de vedere, tot mai atractiv pentru tineri și sunt convinsă că în continuare și în anii următori vom oferi aceste oportunități. Este cumva obligația dumneavoastră din fișa postului să faceți acest lucru pe lângă proiectele acestea de infrastructură rutieră, de dotare a școlilor, a spitalului și așa mai departe. Și vreau să completez că avem un bloc, chiar avem un bloc construit de Compania Națională de Investiții, un bloc pentru nu doar pentru cadre didactice, pentru locuințe de servici, dar sunt și profesori și educatori acolo. Și iată că așa încet, încet am găsit soluții și pentru alte segmente și alte domenii din cadrul unităților din Orăștie să găsească un loc de cazare pe o perioadă, sigur acestea sunt locuințe de servici, pe o perioadă până își găsesc altceva, să aibă unde să locuiască și să nu fie nevoit să meargă în sistemul privat sau cel puțin pe o perioadă, așa cum am spus. Mare accent puneți și pe turism și ați reușit să transformați și centrul municipiului și aici mă refer și la cetatea Orăștiei, o cetate care cred că nu a fost prea mult vizitată nici măcar de către hunedoreni sau de către cei din municipiul Orăștie. Ați reușit să o puneți așa pe harta turistică a județului Hunedoara. Da, sunt cele patru proiecte de care eu sunt foarte mândru pe zona centrală. Primul rând, transformarea casei de cultură într-un centru multicultural, dezvoltarea și modernizarea centrului municipiului Orăștie prin realizarea și acelui parcaj în zona centrală, proiectul cu realizarea Muzeului Civilizației Dacice, care vine să completeze și să aducă acel plus și acea transformare de care vorbeam dintr-o, pe partea aceasta de turism, pe care ne dorim foarte mult dezvoltată în următorii ani, și în ultimul rând cetatea Orăștiei, tot un proiect la care am reușit să identificăm, să găsim o sursă de finanțare. Proiectul este într-o fază finală de implementare, sperăm ca până la sfârșitul anului să fie finalizate lucrările și să fie introdus într-un circuit turistic.
Muzeul din Orăștie, aflat sau locația muzeului din Orăștie, este într-un sediu generos, într-un sediu unde a funcționat spitalul din Orăștie până în urmă cu 40 de ani. El este cumva așa adiacent cetății Orăștiei și se poate intra și am realizat un acces direct din muzeu în cetatea Orăștiei, iar cei care vor lucra în acest muzeu o să oferă și ghidaj și până la urmă să se ocupe direct cu sau direct de turiștii care vin și aleg să viziteze Orăștia. În cetatea Orăștiei am reconstruit acele turnuri de straje și în fiecare turn urmează să amenajăm specific fiecarei bresle care a funcționat în Orăștie un spațiu de vizitare care să poată fi pus la dispoziția celor care urmează să intre în cetate și, nu în ultimul rând, am achiziționat o tiparniță din aceasta Gutenberg identică cu cea pe care a fost tipărită Palea de la Orăștie, până la urmă o emblemă a Orăștiei, Palea de la Orăștie este o emblemă pentru tot ceea ce înseamnă Orăștia sau, cum să zic, pe zona centrală ea și apare o statuie care este dedicată acestui eveniment sau acestei cărți sau acestor cărți care au fost tipărite la Orăștie din Vechiul Testament. Mai vreau să spun că Orăștia anul acesta împlinește 800 de ani de atestare documentară și în a doua parte a anului vor fi evenimente dedicate acesteia și ce să zic? Deja ați gândit cum vor decurge lucrurile pentru această sărbătoare, iată, 800 de ani. Da, sunt invitate și toate localitățile înfrățite cu noi la acest eveniment. Sigur, sunt evenimente în decursul întregului an, dar ele vor fi comasate, o parte dintre ele, în luna septembrie, atunci când va fi vârful acestor evenimente și va fi lansată și monografia municipiului Orăștie la 800 de ani de atestare documentară. Doamna Ștefănie, de ce ați ales să faceți parte din echipa domnului Ovidiu Laurențiu Bălan? În primul rând, sunt foarte onorată și vreau să-i mulțumesc pentru că și în 2016 mi-a oferit această șansă și am avut bucuria ca în mandatul 2016-2020 să fiu consilieră local în municipiul Orăștie, ocazie cu care am sprijinit toate proiectele propuse de către domnul primar. Să știți că este așa o împlinire atunci când vezi că proiectele se finalizează și cei cărora se adresează se bucură de ceea ce văd. Poate că asta trebuie să facem fiecare până la urmă, să lăsăm ceva bun în urma noastră. Și de aceea am considerat că este important să fac acest pas și să-mi aduc contribuția la dezvoltarea comunității în care am crescut și în care trăiesc. Sunt bucuroasă că am colegi extrem de bine pregătiți, foarte valoroși și foarte responsabili. Altfel, să știți că aceste proiecte se implementează mai greu sau deloc. Însă, în primul rând, datorită faptului că avem un primar care are viziune și întotdeauna nu a precupețit așa niciun efort. Când e vorba de muncă, nu s-a pus problema. Am muncit foarte mult în acești ani pentru a implementa aceste proiecte, dar categoric a avut și susținerea consilierilor, a echipei și, bineînțeles, apreciem și efortul angajaților din primăria municipiului Orăștie. Pe mulți dintre ei îi cunosc și îi apreciez foarte mult pentru ceea ce fac. Iată, de exemplu, aș vrea doar să vorbesc despre Arena Park, acel parc care este impresionant, un loc minunat, un loc în care oricine poate să se recreeze și să-și petreacă timpul liber, dar mai ales este un loc în care se pot desfășura activități culturale, educative, sociale. Iată, de ziua copilului a fost minunat să vezi întregul parc plin de părinți și de copii. Au fost dansuri, au cântat, sportivi au venit și și-au prezentat momentele pentru
pe care au considerat că sunt potrivite. Deci chiar a fost foarte, foarte frumos. Dacă nu am fi avut acest parc, nu puteam să desfășurăm un asemenea eveniment. Iată, deci, până la urmă, faptul că reușești să dezvolți infrastructura și să răspunzi nevoilor cetățenilor, până la urmă, asta este datoria noastră și în fiecare zi încercăm să ne onorăm promisiunile și să ne facem datoria. Domnule Bălan, simțiți că v-ați onorat toate promisiunile pe care le-ați făcut oamenilor, dar poate pe care vi le-ați făcut și în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, așa, poate și ca o ambiție să faceți cât mai multe și aveți acest sentiment că ați reușit? Niciodată nu reușești să faci exact totul sau totul așa cum ți-ai propus. Ar fi nedrept sau nefiresc să vină cineva să spună gata, am făcut tot ce ne-am propus. Nu am făcut tot ce ne-am propus, dar să știți că am făcut lucruri care nu le-am propus, dar care am găsit oportunități să le facem și le-am făcut. La fel ca și în această broșură, sunt 50 de puncte sau 50 de proiecte pe care eu mi le propun să le duc sau să le găsesc finanțare, să le duc mai departe în acest mandat 2024-2028, în eventualitatea câștigării lui, dar sunt mult mai multe proiecte pe care noi le avem în vedere, dar atunci când am fost sau n-am avut o siguranță că voi putea să găsesc finanțare, am ales să nu le trec în aceste propuneri, mai bine le facem și nu le promitem. Cred că dă mult mai bine la oameni. M-am mai întrebat oamenii, domnul primar, știți, acolo ar trebui făcut asta. Da, le avem în vedere, dacă vom găsi finanțarea, sigur că nu vom ezita să le implementăm și să le aducem la orăștie toate aceste proiecte, dar, repet, ce am trecut acolo, am o certitudine așa de 90% că voi găsi finanțare pentru ele în momentul de față, pentru că am analizat acele ghiduri de finanțare, acele investiții care se fac sau acele oportunități pe care le-am putea avea în următorii ani pentru toate aceste propuneri. Așadar, nu sunt promisiuni electorale, sunt promisiuni care aveți certitudinea cumva că ele se vor și concretiza. Da, am avut sau am de această dată destul experiență ca să știu ce să trec acolo, dar nu sunt puține, sunt 50 de puncte, adică nu sunt foarte puține. Puteam să vin să spun 2-3 lucruri care erau 100%, dar am trecut 50 de puncte acolo unde eu cred în momentul de față că voi reuși să aduc finanțarea la orăștie și voi câștiga acele proiecte. Ce ați schimba în viitorul mandat în ceea ce vă privește? Ați schimbat ceva? Cred că o mai bună colaborare sau mai bună deschidere cu cetățenii din orăștie, un dialog mai deschis pentru a rezolva aceste probleme. Repet, nu sunt probleme majore sau nu sunt probleme care vizează toată comunitatea din orăștie, sunt probleme locale cu o canalizare, cu un geiger, să zicem, acela care intră apa pluvială în el, care nu este curățat la timp, frecvența cosirii gazonului sau tunderii, toaletării copacilor sau lucruri ce nu să zic? Foarte mărețe, deci dar atât de importante pentru cetățeni. Exact. Decolmatarea unui șanț sau niște lucruri care poate nu ne-am aplecat de fiecare dată foarte bine asupra lor și oamenii mi le-au sesizat, mi le-am asumat și sunt lucruri simple care se pot face, unele dintre ele poate în 20 de minute, o jumătate de oră se poate rezolva o problemă pe care oamenii au semnalat-o în momentul de față. Dar, repet, ne-am axat în anii aceștia pe aceste proiecte de infrastructură, proiecte majore, pe oportunitățile care le-am avut aici, am fost niște oportunități, degeaba mai vreau să facem poate în altă perioadă aceste lucrări pentru că nu aveam șansa, am reușit să atragem peste sau 100 de milioane de euro în aceste proiecte de investiții la nivel de comunitate, sunt foarte mulți bani, le-am explicat dacă ar fi să ne luăm doar după bugetul local, eventual 100 de ani am fi reușit dacă ne bazam doar pe banii de la bugetul local să le implementăm și să schimbăm până la urmă fața municipiului Orăștie. Ce să zic, ne propunem mult mai multe proiecte, avem o echipă
bine pregătită, atât din punct de vedere a consilierilor, dar și o echipă bine pregătită în cadrul primăriei, cu care putem merge înainte și putem accesa orice fonduri apar sau orice oportunități apar pentru administrație publică locală. Suntem la final de emisiune și o să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să le transmiteți un mesaj locuitorilor municipiului Orăștie. Vă rog, doamna Ștefanidu. Aș dori foarte mult, pentru că domnul primar a vorbit și de fonduri europene, având în vedere că în data de 9 iunie sunt și alegerile europarlamentare, îi rog pe toți cetățenii cu drept de vot să aibă în vedere acest lucru și să voteze, pentru că ne dorim europarlamentari foarte bine pregătiți, avem nevoie de ei, ei sunt cei care vor negocia viitoarele programe și fonduri pentru țara noastră, iar primarii vor avea nevoie de aceste fonduri pentru a dezvolta comunitățile. Categoric îi rog pe toți cei care doresc să ne susțină în continuare la primăria, Consiliul Local al Municipiului Orăștie, să voteze echipa Partidului Social Democrat pentru a ne continua proiectele începute. Vă rog, domnule Bălan, pe scurt. Da, așa cum a spus și doamna Maria, îmi doresc ca lumea să vină la vot. Votul este o exprimare a dorinței dintr-un anumit moment a cetățenilor dintr-o comunitate. Eu le cer să vină la vot, nu neapărat să voteze cu primarul Bălan, dar dacă cred că eu am făcut multe lucruri sau am adus această dezvoltare pe care ei și-o doresc, să voteze primarul Bălan și să, dacă votează primarul Bălan Ovidiu Laurențiu, să voteze și lista de consilieri. Pentru că am nevoie, este necesar ca atunci când executivul, care este primarul, trebuie să aibă o bună relație de colaborare cu legislativul, care este Consiliul Local. Sunt multe exemple în județul acesta în care lucrurile nu funcționează. Tocmai de aceea le cer să vină la vot, să voteze echipa PSD, primarul Bălan, să voteze la Consiliul Județean Laurențiu Nistor și echipa de consiliere a Consiliului Județean. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mult succes vă doresc. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine.